Oh, salut Luca, bine venit. Salutare Bogdan, azi nu știu ce azi. Stai așa o secundă. Stați așa un pic, o secundă. Că nu eram logat aici pe chat cu contul meu și nu mergea. Salut Andrei, salut Antonium, salut Dumitru. Pe unde sunt? Sunt lângă Focșane, aici prin preajmă. Efectiv, uite, se vede nodul ăla rutier de acolo, este nodul Focșan Sud. După aia încolo este centura. Aici avem Goleștiu și aici, na, dinspre Urechești. Dați voi acolo, băieți, un like. Dacă nu sunteți abonați, o abonare frumos, că e gratis, nu vă costă absolut nimic. Poate ajunge și noi la 1000 de abonați. Recuperăm teren, că am pierdut. Controlând a fost part, aia e, ghinion. Trebuie să iei iartă cu Fian, mai de așteptat. Cel mai devreme la sfârșit de an va ieși versiunea aceasta, deci, na, până atunci țeacă. Nu țeacă, da? Na, mai durează. Ai vrea să faci prezentarea de la Dumbrăveni? Face și de la Dumbrăveni. Da, așa să faci noi aici câte ceva și după aia o merge și acolo. 4, 5, 6, cam așa. Ai știi. Bine venit, salut. Dar ce mă aud aici? Dacă am avut pahar. Să-mi ziceți că la un moment dat o să mă vedeți în întuneric, aia să-mi ziceți.
că nu stau mereu să mă uit la moaca mea acolo pe OBS. Ziceți că prindem becurile pe aici, că avem facturile plătite la zi, you know? Nu-i problemă de război. Hop. Un pic mai așa. Un pic mai așa. Alex, salutare! De ce durează? Păi mai avem alte drumuri de făcut, man. Și nici asta nu e finalizat, mai avem multe lucruri de făcut. Voi credeți că ar să așa? Hați! Mi-ar conveni și mie, nu să scot o versiune la 10 euro la fiecare lună, you know? Dar, na. Aici, noi nu suntem să facem... 7000 de versiuni cu 3 drumulețe. Aici un întreagă echipă care lucrează, nu sunt doar eu. Sunt sute de kilometri de drumuri care trebuie să finalizate. Carta costă 10 euro, intră pe site-ul nostru romaniamap.ro și acolo ai toate detaliile despre cum se cumpără. Se poate dona, da, și prin Typestream, dar mai întâi intră pe site, vezi să ai toate DLC-urile, să nu ai surprize, că vezi, doamne, n-ai DLC-uri nu știu care, e să nu fie probleme, intră acolo și vezi. Aici am nașpet. Loc de 5 n-am și un 10 metri, cred că mai ok. Trebuie să încercăm și aici. Păi pe Steam costă 120 de euro, cum pe jocul îmi dă DLC necesar pentru arta, dar nu, nu. DLC-urile sunt separate. DLC-urile sunt o extensie a jocului, deci sunt separate. Eu sugerez, dacă nu sunt din astea discounturi pe Steam, sugerez să le iei de pe Instant Gaming, G2A și așa mai departe. Am auzit că ai pomenit ieri de Valea Prahovei. În viitor, da, dar am mai zis că noi efectiv trebuie să realizăm toate zonele. Mulți dintre voi încă nu realizează chestia asta, dar deja mă întrebați de X, Y, Z. O să fie făcute toate încet, încet, dar... Uitați, două mâini am, uite-le aici. A, e, mai mult de atâta eu nu pot face. Băieții din echipă tot atâta mâini au, vă garantez eu. Deci, aia e. Dar ia stai mă, la ce înălțime am aici? 142-48. Ok, 142-48. Ia să facem noi chestia. 142.48. Și aici vine la nivel. Ops. Oh.
Oricum urcă, dar e insesizabil. Salut, Ionus. Salut, Alexandru 221. Orașele, orașele sunt cele care o să apară, sau bine, orașele, drumurile care sunt pe Discord la noi, la Working Progress, alea o să se facă. Ca să joci pe arta asta, îți trebuie o pisică, lumea, cum va fi gata. Da, clar, nu poți juca cu Intel, Celeron și fără placă video. Dar nici jocul default. Dacă îți duce jocul default în 60 de FPS-uri, îți duce și arta fără problemă. Ăsta e pot de la Golești? Da. Exact. Uite, avem aici giratoriu. Nu, stai. Golești, da. Bine, nu-i Golești. Nu, stai. Că sunt două. E unu. Și ăsta e cu calea ferată. Doi, ăsta e mai larg. Sunt două. Aici intri în Golești după aia. Mai avem aici o intersecție la în centru. Bun. Acum, aici trebuie să facem niște chestii, niște chestii trestii. Da, trebuie să scoatem asta. Aici pot să le țin pasta oare? Da. Astea nu mă încurcă, sincer. N-am treabă cu ele. Și tu. Aici avem așa, bâlcăvă, bâlcăvă, ok. Bâlcăvă, SH, bang. Bâlcăvă, SH. Bun, așa. Da, vine și mai bine. Da, aici lăsăm așa. Aici să vedem dacă avem 4. Dacă nu vine la linie, bine așa. Să mai băgăm aici un pic de... Cred că e bine așa. Da, e bine. Pe artă vesine, conști de înălțimea fiecarei oraș. A, greu de făcut chestia asta, sincer. Pentru că noi micșorăm efectiv realitatea. Da, stai așa. No, stai așa că nu e bine aici. Deci, prima chestie. Deci, aici să fie ăsta. Primis. După aia. Pe ăsta și pe ăsta. Pe centru, nu vreau nimic. Non. Și non. De ce nu te-ai selectat, domnul Milog? Deci, non. Non. Așa. Pe drumurile toate la fel. Dar nu mă las să selectez. Luăm treptat. Ușurel. Aici vreau 4 bâlcăvă. Aici, aici, aici. La fel. Și pe partea salantă. Textura asta reușim să lucrăm mult mai bine. Așa pare o bucată unică de asfalt. Va afecta cu ceva un 50 de ASCS arta României. Depinde ce o să bage. Din zvonuri așa, cred că o să afecteze, da. Da, nu-i problemă. Orice adaugă băieții se convertește, se face, că durează o zi, două, o lună, două, zece, șase, ae. N-avem încotro, trebuie să facem toate update-urile care ni se cer.
de la SCS. E jocul lor, ei dacă trebuie să-și facă down blow-out, să bagi ce au ei de băgat acolo, clar noi trebuie să facem aceleași lucruri. Dar sunt de convertit modele, chestii, trebuie făcute. Oricum, dacă mă întrebați pe mine personal, eu chiar sunt bucuros dacă se schimbă ceva în grafica jocului, și mai ales la capitolul optimizare și așa mai departe, pentru că asta ne permite să lucrăm mult mai bine. Și este o chestie foarte importantă. Damian, salutare, bine venit! București, Brașov, trebuie. Sunt toate zone care o să fie făcute, Ionuț. Bun. Stați așa. Aici o să fie drăguț că am și niște linii. Ok. Stați așa, cum vine aici toată faza. Faza drăgălașa. Ok. Dar stai așa că nu-i chiar așa aici, sincer. Stai așa că nu-i așa. Deci. Putem face noi aici, că se lărgește. Se lărgește tuma sus aici. La naiba. Se lărgește aici. Asta e cam nașpa, sincer. Dacă noi lărgim de aici... Nu... A, nu, stai, mă, stai. Ba, nu, se lărgește, nu-i chiar nici sus, nici jos, e la... mijloc. Da, merge și de aici, sincer, pentru că, uite, deja mie îmi urc aici. Acum mă mai bine, dar merge și așa. E greu să lucrezi în pant în jocul ăsta, e ceva destul de caotic. Hai, dăm un save. Aici trebuie să scoatem marginile. Așa. Bun, aici, în prima fază trebuie să facem AIU. AIU. Aici avem tot traficul manual, o să fie trafic manual începând de aici. Cred că până aici. Și de aici iarăși până aici, trafic manual. Cred, acum vedem. Da, părerea mea, cam asta e. Deci aici avem 0-0, foarte bine. Cum o să zbor aici? Bine de știut. Antonium nu, este primul pod. Ăla de la calea ferată e, uite, ăla care se vede acolo. Ăsta e primul pod, trece peste o vale. Cum am zis și mai devreme. Ce mă ocup în afară de artă României, momentan sunt încă la învățat. Fac un curs de web developer. Hop.
cuvinte sărace, așa, creere de site-uri web. Ia să vedem dacă totuși noi aici. Nu cred că trebuia să-i scot astea, să-i fac și noi niște tentative aici, să vedem ce și cum iese mai fain. Că n-am eu de unde să știu. Coduri de genul pe asta nu s-au făcut niciodată, deci din acest motiv trebuie un pic să testăm. Poate să fie annoying, dar na, aia e. Cineva trebuie să le facă, dacă nu, ca în șartă. Aia. Bun, da, pentru că aici deja avem cele două astea separate, da, e bine. Aici vin liniile. Ok, aici se lărgește, da, merge. It's very, very good. Să văd unde am eu linie întreruptă. Ok, deci de unde se lărgește. Bun. Deci acum problema noastră e să stabilim exact unde se pupă treaba. E kilometru 175. Da, eu am și borna. Fix kilometru 175. Terrain, să vedem ăla de 2 metri, trebuie să fie ok. Terrain 2 metri. Salut, Tommy. Bine ai venit. Bun, aici avem. Sau să ne vină mai ușor să facem asta, mă, de ce mă chinuie? Facem unirea direct aici. Aici pun doar un mic de cal. De cal. Ce-i ăsta? Așa aici o să vină după aia toate astea. Desenăm noi 2-3 linii. Și în live-ul ăsta o să desenăm linii, băieți. Deci, clar, paint moment. Aia e. Atât s-a putut. Oare merge direct lărgirea așa largă? Da, merge, clar. Așa este aproximativ și în realitate. Banc. Ne asigurăm că nu zboară. Nici tu nu trebuie să zbori. You don't know the loneliness.
acid and anxiety. You don't know I wanna eat you up alive. Okay. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Maybe I never feel whole. You might get me through. Deci, am unor ar trebui să poți folosi broken. As. Dați voi acolo, băieți, un like frumos, nu vă costă nimic, e gratis. M-ați ajutat enorm, apreciez pe care o să dea. Bun. Aici e partea un pic mai puțin funny. Hai să vedem. Am venit primăvara, începe să mă mănânce nasul, sunteți nebuni. N-aș. Dar nu am alergii sau ceva, dar nu știu de ce. Sau una, poate am, nu știu. Posibil și asta. Exact, exact. Acostamentul, practic, e o mare ruptură de măciucă, dacă pot să zic frumos. Efectiv, trag în el. Din acest motiv și toate intersecțiile pe noua versiune sunt manual făcute. Toată asta e făcută manual aici. Da? Am făcut-o live-ul trecut. Asta aici la fel. Asta aici la fel. Asta 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 ghiciți ce? La fel. Ah, aici avem deja drum de râmnicu sărat. Aia, m-a întrebat să mai devem băiat de drum, bă, vrei. Dar aș să-l arătăm mai în detaliu. Aici Slobozia Bradului, Obrejița cu Tâmboiești, unde puteți merge până aici. Puteți merge un pic în Tâmboiești, să zic așa, până aici, de service. Drumul ăsta pe aici, care duce la Sihilea, o să fie în viitor, o să facem, pentru că va lega șaptele de DN2. Aici vedeți, uite, mai am, trebuie să mai mă joc cu view distance-uri, cu tot felul de nimeni. Plus că trebuie să fac terenul ăsta aici. Vedeți cât mai sunt găuri chestii. Care nu o să rămână așa, vă dați seama. Op, stai, ăsta era Dumbăr Veni, da. Upsi, dupsi, stai că alergam prea mult. Aici încă lipsesc texturile de iarbă variabilă, deci aceeași textură de iarbă, după aia să le mai schimbăm noi între ele. Vedeți, mai sunt niște găuri pe acolo, dar alea le-am lăsat eu intenționat, după aia o să închid eu toate peisajele. Aia o fac la final. Nu
credeți că așa va rămâne. Aici avem piață, mașinile astea poate spawneze, poate să nu spawneze. E posibil să le aveți, posibil să nu, o să fie o chestie dinamică. La fel și poliția. Intersecția cu către Gugești. Aici avem spitalul de psihiatrie. Profi. Stația de pompieri. Cine cunoaște pe aici? Școala. Mi se pare că și asta aici e tot o școală. Încă avem stația de autobuz. Ieșire din Dumbrăveni. Avem intrare Dragoș Loveni Gugești. Pac. Domnuleți din ăsta de lăsăți. Aici am popas, hotel. Tot ce vreți voi. Popești. Aici e un motel, cazare, naiba. Salut, e greu să faci traseu pe GPS când intri prima dată. Florin, când intri în editor n-ai nimic. Open world. Gol. Cosmos. Modele? Uite, semnul ăsta e făcut de mine. Vedeți aici? Hai să nu cred că se... Ba da, se vede. Ba, Alexandru, ăsta e făcut de mine personal. Astea, toate semnele astea de localitate, da. Tot de mine sunt făcute semnele, da. Tot de mine. Toate semnele astea cu texturile astea 2K sunt făcute de mine. Țin să precizez un lucru acum pe live aici. Semnele astea, dacă le mai vedeți la alte proiecte, să știți că sunt furate de la noi. S-a zis, da? Clar, o zic acum să fie treaba, că așa facem noi românii, noi să mergem pe ciordeală. Da, na, aia, n-ai ce să le faci. Da, eu, toate astea, modele custom, vedeți voi, uitați-vă și claritate. Stai, da, vă pun acum un semn de la CCS, să vedeți diferența. Ia să vedem. Pedestria. Luăm unul din ultimul DLC. Ăsta e de Albania. Diferența de claritate cred că e... Scuzați jocul de cuvinte, dar e clară. Semnele astea sunt tot făcute de noi. Panoul ăsta, ăsta e faimosul panou cu fonduri europene, tot de noi. E 32 biți ăla de la asta. Na, la CCS e chestie de, clar, optimizare. Ei trebuie să respecte anumite norme, trebuie să fie jocul lor să ruleze și pe PC-uri mult mai... Noi v-am zis de atâtea ori, ca să jucați arta asta aveți nevoie de un PC, băi, decent, adică nu să vină unul cu 4 GB RAM, cu un i3 de a doua generație și, domne, de ce nu merge? Deci, na. Uite, și asta e făcut de noi. Sunt multe chichiți, uite. Semnul ăsta nu-l vedeți pe nici altă parte. Toate semnele fi făcute de noi. La capitolul semne, chestii, noi am făcut. După aia, dacă vreți modele un pic mai... Uite, mă lau și un pic. Uite, de exemplu, la Tâmboiești aici. Uite. Ăsta e făcut de mine. Deci am salvările pe calculator. Da, deci făcut de la zero de mine.
ce mai avem noi pe aici făcut de mine? Ăsta e făcut de mine, stâlpul ăsta, cu ăsta de pietoni incluse, deci toată bucata. Așa, și să-i clași cu lumini noaptea. Da? Vedeți? Op. Ce mai avem pe aici? Rom, petrol, gaz. Ghiciți cine a făcut-o pe asta? Tot. Moa? În principal eu cu Andu și cu Andrei facem modele acum, vedeți? Uite aici, avem și steaguri. Pasul tumbuiești. Și astea, la o rezoluție destul de bună. Așa. Deci aici. Da. Multe, multe modele. Toate benzineriile sunt făcute de Andu. De mine e făcut prețul nou de la Petrom, care îl avem la Râmnic. Da, o să începem să-l punem peste tot. Ăsta e făcut de mine. Astea sunt făcute de Andu de pe posta hartă. Pompele astea sunt făcute de un băiat pe nume Andrei, care era în echipă cu Andu, pe vechiul proiect. Steaguri astea sunt făcute de mine. Ce mai avem pe aici? Ăsta tot de mine. Steagul Lukoil, astea tot de mine. Benzinerea Lukoil făcută de Andu. Rompetrol făcut de Andu. Bilca făcut de noi, în general. Andu mi se pare că a făcut aia. Eu nu m-am băgat la panouri din alea. Steagul era tot Andu. Poți continui așa la nesfârșit, deci vedeți că am realizat practic multe chestii, începând de la o clădire, la benzinării, la semne, marcaje, drumuri întregi și drumul DN2 cu acostament. Voi nu o să vedeți pe alte hărți făcut drum cu așa ceva. În casa s-a făcut template de la zero, e făcut de Andu. Gotu, cred că Focșani, că e. Asta e cel mai apropiat. Asta fie treaba. Și clădiri comuniste. Băi, clădiri comuniste, să știi că sunt și în joc. De ce să fim răi? Nu, sunt și în joc. Sunt, pentru că s-a lansat DLC-ul ăla cu Balticul. Melodia asta mă place. Op. Hai cam dispar tu, a? Da, modele sunt făcute în Blender. Fac un pod din lemn. Da, vreau să fac un pod din lemn. Man, acum să stau să explic cum se face, îți dai seama că e deja utopic. Eu când am luat alte chestii din alte hărți, le-am luat cu acordul proprietarilor. Avem și modele din harta Ungariei. Nu, mare lucru, câteva chestii minore, care cred că acum nu le mai folosim, sincer.
Ba nu, sunt stâlpi aia. Avem un model de stâlpi aia, nu că o să mă folosit. Că sunt făcuți foarte bine. Modele luate cu acordul celor care le-au făcut. Frumos, elegant, așa se face, nu cum fac alții la ciordeală și după aia se laudă cu ele și zic că sunt făcut de ei. Da. E ușor. În viața asta nimic nu e ușor. Dacă o luăm așa. Spuneai că ești din Focșani, te consider moldovenesc, mă. Băieți, să o zic sincer și pe partea asta. Deci eu în România, locuind în România, am stat primii mei 3 ani de viață. Deci la 3 ani nici nu știam cine sunt și aia. De atunci stau în Italia, deci să vă spun la întrebarea asta e greu. Nu prea știu ce să zic. Sincer, nu mai merg în Focșani de vreo 7 ani și ceva. Na, am văzut, salutare, bine venit. Deci, n-aș fac cu întrebarea asta. Mai greu cu răspuns. Te-ai mutat în Timișoara? Interesant. Nicolas, salut, bine venit. Mersi de like, Suciu, mersi frumos. Băieți, hai și voi cu un like acolo frumos. Stați aici, ce chinuială să faci un pod făcut ca lumea. Nu că să nu credeți că stau aici să mă plâng. Dar da, vedeți și voi cum se face o hartă de genul. Ce implică. Deci un like acolo nu vă costă absolut nimic. Se poate da părerea mea. Acum nu vă obligă nimeni, da. Eu vă mai aduc aminte, poate unii uită. Nu ne doreți. A, aia zic, tată. Văd cineva a prins spiritul. Un like acolo e cea mai frumoasă formă de susținere pe care ne-o puteți acorda. A, bă, deja arată altfel față de acum un sfert de oră. Deja e interesant. Ia să vedem dacă oare putem băga și liniile aici. Să vedem cum arată liniile de la SCS. Dacă trebuie sau să le pun manual. Park. Bă, nu e rău. Asta sunt astea mai groase. Cât mai am până la Focșani? Vreo 7 km. Na, no, las-mă că le pun manual să fie. Să știu eu că le-am făcut eu de la mine. Și acolo aia, gata. După aia, oricum, fac un sens, după aia revin și pe celălalt. Bun. Tu. Copii. De parapeți. Da, băi, stați liniștiți că aici Alexandru știe ce face.
Ați văzut voi la Art, la noi, podul fără parapeți? Nu cred că ați văzut. Dar dacă ați văzut, așa sunt și în realitate. Da, la noi, în Românica, e posibil orice, you know? Perfect. And if I lost my mind, would you come around? I will keep you safe and sound after all this time. Bun. Perfect. Perfect, perfect. Bun. Trebuie să facem și pe partea asta lantă. Trebuie să scoatem astea. Out. Out. Bun. Las tu ăla un pic. Bang. Oh, salutare domnul Ciceastri. Oh, salutare pe box. Bine venit. Merge treaba? Merge foarte bine. Ne place aici să facem lucruri manual, da, știi, de ieri. Aici trebuie să fac și trafic manual. Că, na, aici se împarte iar în două. Și aici am alt intensit, care e de ieri. Aici trebuie să venim manual. Deci. Încetişor, așa. So what the hell?
Da, porțiunea asta de DN2 efectiv este o, o putem numi o operă manuală. Deci, efectiv, se transformă un prefab de genul, știu cum e ăsta aici. Dar bine, aici ăsta e deja transformat, ca idee. Păi dacă n-ar fi transformat, da, luăm pe ăsta de exemplu, ar fi, a, dar nu, că mi-l face tot plin de iarbă, ok. Dar oricum, iarba ar veni până aici. Deja așa aici e modificat. Din chestia aia iese o intersecție de genul. Și vedeți voi cum arată aici. Deci, așa e când faci lucrurile făcute ca lume. Durează o căruță de timp chestia asta, dar ai, ce vrei să-i faci? Dar mai să ne plângem? Nu ne plângem, domnul. Facem în continuare. Și în realitate, am înțeles, Pablo. E, acum, na, tu ești norocos că s-a lucrat acolo la tine, în zonă. Îți țin minte, de când te cunosc eu pe tine, vine la mine pe la live-uri, Mediaș, mă spart. Uite, na, s-a făcut Sibiu Mediaș. Te-ai săturat, deci le știi pe de rost. Aia zic. Da, dacă ai sugestii să-i dai lui Andrei, dă-i acolo, că na, el nu-i din zona aia, îți dai seama. Un șop aici, dacă greșești ceva și sunt băieți care stau pe aici, clar, mă corectați, să-mi ziceți, bă, Milogule, vezi că nu mai e ăla așa. Bine, poate fără, bă, Milogule, chiar așa, dar na, ați înțeles voi ideea. E trimis filmarea. Ah, hai. Bun. Avem de aici acum de pus la punct. De a să fac, man, crede-mă că sunt foarte mulți care fac tichete fără să citească instrucțiunile. Nu ești primul, nu ești ultimul. Acum depinde printre sutele de mii care ești. Nu vă țin minte pe toate, vă dați seama.
că eu cred că din 2018, de când am început proiectul ăsta, deja mă pot numi call center la câte din astea de asistență am rezolvat și fără da și poate. Ionuț, domnul 563, lucrează la facultate în momentul de față. E pe drumul vieții. E cea mai importantă. Mereu. Drumul vieții 1. Exact, aia zic. În realitate e așa frumos. Aia nu mă mai privește, domnul. Ce faci acolo? Na, ne pare rău. Atât s-a putut. Aia e. Țac. Bă, dar asta trebuie să pun eu la final. Ia stai așa un pic. Ia pune tu dincolo și aici pune non. Și aici trebuie să fim cu trotuar. Un metru bâlche. Metru bâlche teren. Hop. Dacă am avea și magnetul, ar fi o treabă. Dar e cam micuț ăsta. No, trebuie de 2 metri. Așa. Aici avem... Asta e spars. Vreau să trebuie să dau un pic de downscale. Nu, mult, dar un pic acolo, 0,9 cred că. 85. Așa e perfect. Robert, mersi de subscribe, binevenit. Dați voi acolo, băieți, un like, un subscribe, că nu vă costă absolut nimic. Mă aduc aminte. Revenim și noi la 1000 de abonați. Ce facem aici? Nu sunteți și voi fericiți că a revenit Alexandru cu live-ul, cu nebunii pe aici. Ei, dar stai mă că ăsta nu e în bibur. Păi, dar ce facem aici? Avem ochii de pisică aici puși bine, dar sunt puși corect. Ala-i tati. Ba? Neon, salutare! Bine ai venit! Bun. Asta așa totuși aici. Uite, putem termina așa, N2. Ok.
Și aici acum se finalizează treaba. Bă, dar mai mă văd, mai mă văd încă, e bine. A, aici e efectiv un... Cât? A, ta șef. Ok. Așa, ba. Perfection. A șapte sau DN-ul? Ploiești, Buzău? A șaptele, sigur. DN-ul în funcție de timpul nostru liber, dacă avem timp să-l facem. Vedem. Toate la timpul lor. Alba Iulia, da, este făcut. Are deja ceva timp de când e făcut. Acum e în... cu A10-le e în proces de... Mai adăugăm acolo lucruri, you know? Galați, Brăila? O să fie viitor. Nu cred că într-un viitor foarte îndepărtat.
ținem cont că în următoarea versiune o să fie Brăila. Aici ne trebuie un stâlp mai mare. Trebuie să depăm din asta. Cristi a donat un euro. Respect. Cristi a donat un euro. Respect. Mersi frumos. Mersi, man. Apreciez. M-am și speriat. Am zis, bă, ce bolă. Așa, mă, liniște aici, a venit, bang. Bă, trebuie dublu. Așa, mă. Altceva. Plăcere, mersi, mersi, man, apreciez încă o dată.
văd drumul Buzău-Brașov. Oh, ăla o să fie un drum foarte interesant. Ce versiune crezi o să fie harta 100% gata? Habar n-am. Imposibil de zis. Eu nu știu că se va lansa versiunea asta. Cel că sunt niște nelămuriri față de ce să conțină, adică... Da. Întrebați de toată arta, pa. Încet, încet, cu timpul. Vedem noi ce... ce și cum facem. La câte like-uri suntem, băieți? Bă, poate nu vă place ce fac aici și gata, închidem live-ul. Nu-i problemă de război. Mai băieți, nu reușim și noi să facem 50 de like-uri. What the fucking shit. Între 0 și 100. Mersi, man. Tu ești mereu cel mai util. Ești fix ce trebuie. Dați voi acolo un share, băieți, like, subscribe dacă nu sunteți deja abonați. Mă, și da, s-a zburat, mă. 3 metri, ia du-te tu la sol. Nu știu de ce nu avem magnetul activat, dar... Na. Aia. Până la Roman. Ar zici că e aici, în spatele casei. Da, sunt kilometri pe harta asta. Păi practic am făcut eu de la București într-un an 175 cât am până în momentul de față și trebuie să realizăm undeva la 190. Și cred că o să mai am ia. Clar. Toată luna asta 100% sigur. Și cred că și din parte importantă, dacă nu și mai mult, din aprilie. Deci the cats on the summer night, the kids in the street that got it right. Well, every
Sometimes you gotta let go. I guess I gotta let you go. Bun, acum putem pune asta pe centru. Bun. Merge, merge aerul-n treaba. Bine ai venit. Nu să nu merg treaba, la noi merge mereu treaba. Salutare, Moise! Bine venit! Nu știu, mă, asta split, mă, split. Așa. Le uit mereu numele.
Zobozeciulești, da. Aia de acolo. Alt intens exercițiu manual. Da, aici mai avem un pic de lucru la podos. Nu s-a terminat, băiți. Ar fi fost frate frumos să fie așa. Easy peasy, lemon squeezy. No, no. Nu e așa ușor aici. Te las, Marcares. Păi, ce-ai iar? Tot punctul manual în afară de astea. Ai? Riscul meseriei. Ce să faci? N-ai ce să faci. Și ăsta. Bun.
Hai să ne dedicăm un pic și la terenuri. N-aici, chiar dacă aici în mod normal n-avem nimic complicat. Ia să încercăm noi să facem un lucru, chiar nu știu dacă o să-mi iasă, dar încercăm. Hai. Ok. Na, deci e invers, practic. Aici. Na. Da, las că facem din vertex, nu-i problem. Durează un pic mai mult, dar... Hai, asta pot să fac eu din asta.
Uite, băi, stare, cum se face un pot. You know? Stai așa de atenți, când n-a mai zis nimeni nimic pe aici. E grele. Nu, e grele, stai liniște. Nu e grele deloc. Street, I'm so I could show you. You're cold.
Da, mă. Bene, aici si poate face ceva de genul, sincer. Fără să stai mult să te chinui. Aici nu-i legat, nu? Daniel, salutare, bine venit. Mergem. Mergem.
Salutare, Gabriel, mersi frumos. Bun. Ma. Avem de pus aici. Da, e așa, e sensul săgeților. Sau e invers. Kilometru 176. Să știi că da, așa este. O. Never gonna take my time.
Sta mă că... Ma... Fa... Portugal. Am făcut o gafă. Na. Mai întâmplă. A, taribil la tot drumul, da. Ok, aici până la intersecția asta continuă cu spațiu între linii. Acum am văzut. Na. Lobozia Ciorăști. Da, mă. De aici trebuie să scoatem ăsta. Ne luăm hâțmuțul de aici. De aici mă. Bun. Eram sigur, simțeam eu că aici nu era așa. De-aia, acum am dus să văd. Am zis, bă, ias. Ce-am făcut? Și-am făcut terchea verchea. Nu mai zice. Nu e problemă de război. Te da să mai mișc un pic de asta. Nu încurc niște dungi? Nu există așa ceva, domne. Cum aș? Nu să lăsăm noi așa, dacă nu ieși. Păi, ce facem aici? Bate în joc! Falele! Nu! E, altfel arată așa. E cu totul și cu totul altceva. După aia vin haterii să zic că n-am făcut exact ca realitate. Deci, să n-avem probleme de genul. Un la mână tragem în hateri. Și doi la mână facem cum trebuie, nu? Bă, da. Ia stai mare. Aia pune tatu cu 30. Așa. 30. Alte se pune cu 30. Aia, you know, 30, frumos. Mai avem un pod de făcut încă așa. Dar la o să fie și mai nașpa. La deschidere e mult mai largă. Din cum l-am trasat eu acum, după aia o să analizăm noi pe map ce și cum.
Da, sigur, fix la fel stau și zii ăștia, da, da. Ei din 10 linii desenau 2. Doar când te uiți pe arta lor, cum sunt puse semnalele în curbă. Alea de pătrate cu săgeata roșie în ele. Dar ele pus așa la un kilometru, știi? La noi se face spam de din alea. Că na, să fie treaba, you know? Aici, dacă ne-a dorit, a avut vopsea. Ce-o fi zis? Bă, ce facem? Trasăm sau nu trasăm? A, bă, trasăm. Da, seama, stați, face toate liniile astea și în real life. Ce frumos este. Uite, de exemplu aici. Crezi că SGS-ul la o curbă de genul ar fi pus astea? E un mic detaliu, dar ca idee. Ori ți-a arunca unul pus acolo așa, să fie. Și nici la ei nu se pun manual, la ei se pun din drum. Dar la arată ca dracu, dacă mă întreb pe mine personal. Altfel lucru fost, uite și tu aici giratoriu, marcaje, cu girație, cu tot ce trebuie. E, dă altfel la ochi, you know? Dar oricum. Hai să-mi dacă ai o zboară pe aici. S-a mort, că nu pot să spawnez aici. Ce facem așa? Create spawn point aici. Bang, bang, am fris. Bun. G. Trafic 10. Bă, parcă nu zboară, nu? Măi, ce trebuie? Na, nu? E perfectus. Și crezi că în final proiectul vostru ar putea fi la fel de comentic ca alte hărți mod? Man, asta deja este cea mai mare hartă standalone pe care te poți juca pe Euro Truck Simulator 2, care are treabă cu realitate. Nu știu, aia nu-i artă luat tot în realitate. Grand Utopia, aia nu știu cât de mare este efectiv, dacă e mai mare sau nu ca asta. Dar e efectivă, n-ai nicio treabă. O hartă de la un stat făcută cu Google Maps, asta este cea mai mare hartă. Nu există artă mai mare standalone. Din câte știu eu, acum mă contraziceți dacă cunoașteți voi altă artă mai mare ca asta. Deja și cu versiunea 07, eu vorbesc de 06, deci aveți voi acum. Deja și așa e cea mai mare artă standalone care vă puteți juca. Mamă, dar voi avem două-trei găuri aici noi. Ce ai făcut, Alexandrule? Gogule, te-ai emoționat? Ce ai pățit? A, că am legat ăsta, ok. Da. Cred că aici e instant să pierdem noi bucățele pe drum. Oi, da. Ia. Yeah. Nu se știe niciodată unde apare găurica. Payback,
No, pare ok. Grand Utopia? No. N-are nicio treabă cu realitatea. A zis o hartă fictivă. Nu că zic eu, așa zice creator, dacă voi căutați pe internet Grand Utopia, o să vedeți exact asta. Este o hartă fictivă inspirată după modelul francez, dar e inspirat de un model. Nu-i că e Franța acolo. E făcută din capul creatorului. Semnele ce vedeți voi, denumirile, sunt franțuzești. Dar sunt și alea inventate, nu există realitate. Ce părere ai de cei care fac România 1-1? Man, harta României la momentul actual, asta este. Nu există nicio altă harta României. Și nici nu va exista altă harta României, pentru că asta e... Deja avem 60% din țară. După 6 ani de zile de muncă constantă. Aproximativ constant. De exemplu, eu am avut perioade care n-am fost. Am avut și eu treburi în viața reală, n-am mai avut timp de hartă. Și cu toate astea, cu tot, cu echipă, am ajuns la un 60%. Dar aici nu e doar vorba de kilometri, atenție, e și vorba de calitate. Da? Deci, ce se lucrează în momentul de față, vedeți și voi la ce nivel de tare se lucrează. Și... Dar eu n-am treabă cu nimeni, fiecare liber să facă ce dorește. N-am eu nicio treabă. Dar să stați atenți, să nu uitați că asta e originala. Restul nu. Eu cel puțin nu recomand. După aia, cum am mai zis și mai devreme, noi românașii suntem cu ciordeala, știți? Dar nu trebuie să vă zic eu, cei care jucați pe arta asta deja de ani de zile, când o să fac, băiese, dacă o să fac cumva ceva public, să jucați pe ea, chiar vă invit să jucați pe ea, să-mi veniți după aia la mine să-mi ziceți: Alexandru, băieța aia, nu știu de ce, dar cam au aceleași modele pe artă pe care le aveți și voi, ce s-a întâmplat? Și după aia, da, ciordeala. Da, da. Așa suntem noi românii. Aie. Asta e strict adevărul. Și nu că vreau să fac eu scandal sau ceva, dar efectiv. Voi singuri recunoașteți, pentru că voi ați jucat arta asta, voi ați cumpărat-o, o cunoașteți deja. Și clar, vedeți imediat cine încearcă să ne imite și să facă și ei. Da, harta României este doar una. Asta. Restul sunt imitări. Și repet, nu cu hate, nu. Asta e părerea mea personală. N-am nimic cu absolut nimeni să nu se creeze aici panică că da, Alexandru cu hate. Băi, mă cunoașteți din 2018 aici pe platforme, pe social media, pe astea. Când vreodată am dat eu cu hate cuiva. Efect. Vedeți. Cine lucrează cinstit? Uite, harta, vorbeam de harta Grand Utopia. Ok, e o hartă fictivă, dar părerea mea personală, harta ce arată bine, adică... Băi, fictivă, nefictivă, e o hartă interesantă să te plimbi pe aia, ai peisaje, ai tot felul de nebuni. Înțelegi? Acolo, da. Ce poți să zici la harta? E fictiv, ok, da. Dacă creatorul a vrut să fie fictiv, na. Ță, fictivă este, nu? România e plină de găuri. Sau să știi că DN2 să ține aici pe unde lucrez eu foarte bine. Dacă te referi la gropile în asfalt.
Știi că în zona orașului Focșani a fost accident auto mortal, adică a fost că în realitate nu există un parapet. Nu știu despre ce accident vorbești, sincer. Na, eu nu sunt la zi, băieți, cu știrile din Focșani. Oi fi eu născut acolo, dar, repet, eu cu Focșani eu prea puțină treabă mai am în ziua. Din păcate, zic acum, da. Bun, deci să conclud ce spuneam mai devreme de Ciordeal și așa, să fim compleți. Deci, în acea hartă se regăsesc modele făcute de mine, unul personal, de Andu, și sunt luate fără autorizație. Cine le-a băgat în hartă nu are autorizația mea, Luandu și așa mai departe să le folosească. Dar na, la noi merge și așa. Și noi, ca să nu fim scandaliști din aia, să facem scandal, sincer, eu nu am chef de scandalul cu absolut nimeni. E efectiv o lipsă de respect față de noi, față de munca pe care o depunem aici din 2018. Dar nu chiar. 2018 sunt pentru modelele mele. Dar modelele Luandu sunt de pe vechea harta Luandu, care sunt din 2016, 15 și așa mai departe. Deci, părerea mea că deja un proiect care se naște prin Ciordeală, deja, sincer, nu merită atenția nimănui. Pentru că un lucru, un cont e să faci un lucru, cum face Mike Goodness, că așa se cheamă creatorul Hărții Grand Dupia, băiatul acela, nota 10, bă, n-a deranjat pe nimeni, n-a ciortit de la nimeni, tot ce e acolo din capul său, jos, pălărie. Uite, la fel, dacă e să zicem de harta Ungariei. Ok, din punctul meu de vedere, harta aia Ungariei nu prea seamănă cu realitatea. Adică dacă noi confruntăm pe maps ce e în realitate și ce e pe harta aceea, pe nu prea se regăsește, știi? Sunt multe chestii repetate, dar îți dă așa un vibe. Harta aia e frumoasă, îți dă un vibe așa de artă stand-alone în care trec grei kilometri și așa mai departe. Da. Da, și acolo au modele, au chestii. Au încercat băieți să fac. Harta lor chiar e free. Deci efectiv n-am ce să le zic la cei băieți. Eu am colaborat cu Frank007, care este creatorul hărții Ungariei. Avem modele pe harta asta luate de pe harta Ungariei. Frumos contactat, pac, modelul X, pac, îl vrei, pum, bani, jos, gata. Așa se face. Dacă e cineva pe aici prin chat care vrea să fac, să-și facă o hartă, să-și facă orice, băieți, nu-i nicio problemă. Atâta timp cât faceți lucrurile frumos, elegant, fără să deranjați sau să furați de la nimeni, aveți tot respectul meu, sincer. Dacă faceți schema 1000-2000, atunci deja, părerea mea, reputația deja vă stricați din prima. Și cam asta am avut de spus. Nu mai vreau să adaug absolut nimic. Deja vorbim prea mult aici. Știați că în fiecare clipă trece o secundă? Ia uite mai. Ce să zică și domnul 563 aici? Așa, și zi care e morala, domnul? Asta ai vrut să ne înveți tu, domnul 563? Mersi, ești un domn. But you pull me through, I give it up to you.
Gata, așa e, știi. Da, bă, am înțeles. Da, ești un scump 563, ți-am mai zis eu ție. Ești un scump, un drăguț. Hateri ăștia de la Cnair au pus semn din ăsta doar aici. Restul, țeac. Atât s-a putut. Ia să faci un pic de vertex pe aici. Ioan, deci noi am mai făcut giveaway-uri cu harta. Aia este unica metodă prin care poți lua harta aceasta free. Rest, noi nu dăm hărți free. Din respect pentru cei care cumpără, că dacă ție ți-ați da-o free, vine un băiat care a cumpărat și zice: bă, dar de ce lui ai dat-o free și eu am plătit-o? Înțelegi? Nu e corect. Deci, fără supărare, fără haz de necaz, dar na. Sper că înțelegi la la ce mă refer eu. Aici mai trebuie să revedem un pic terenurile. Alea de la pot. Hop. Perfectus. Altul. Vedem pe aici că sigur am creat noi găuri. Au? Nu? Ba da. Ba da. Ce, eu trebuia să le bag din pământ de prima dată, dar na, milogia din mine e milogia din mine, n-ai ce să-i faci. Opa, aici nu avem găuri. Aici cred că trebuie să dăm asta un pic mai jos. Salutare, Sorin! Deci ce vorbești și astea? Stai că îmi dai cu virgulă. Ce zici tu acolo? Nu te urmăresc să mori. E târziu și pentru mine. Dă-și nu save. Am înțeles. Da. Bun, acum am înțeles. Așa, tată, să... E mai grele cu mine să mă prind, știi? Da? Cetișor, nu-i problemă de război.
am înțeles, am înțeles. Ah, nu-i problemă. Nu, mă întrebam, bă, ce presuri visează, domnule? Ce-o fuma, mă, asta de tot, mă? Ăsea cu prețurile, cu nebunii de ale sale. Buf, te-am discutat deja despre subiectul acela, subiect închis, nu mai vreau să... să mai continuăm subiectul. Ce am avut de zis, am zis, a zis, gata. Modele pentru magistrala CFR? Păi... Antonium, tu ce crezi? Că n-avem noi modele și pentru magistrala CFR? Sunt anumite modele care le avem, care le-a importat Ando acum, vorbim de ani, direct din Trains. Deci, credem că avem. Pentru ETS sunt Jujuc. E fix ce trebuie. Bine, baza modelului din Trains, după aia clar a fost refăcut, retexturizat, reambalat, cum vreți voi să ziceți, pentru ETS2. Despre ce model de Lidl vorbești tu? Avem model de Lidl pe care nu-l cunosc eu sau? Care e faza? Salut, nu dai și tu o versiune cu râmnic sărat mai vechi? Păi nici nu e ieșit râmnicul sărat. Nu e nicio versiune. Asta la care lucrez eu acum e prima versiune care va conține și râmnicul sărat. Uitați și par. Păi unde e tata? Ai văzut un model din ăla la mine? Păi versiunea free, dar nu cred că se mai găsește. Doar să cauți versiunea 01, dar aia e efectiv drumul de la Arad la Timișoara și cam atât. Bine, și până la Deva, dar e pentru versiunea, nu știu ce versiune, 1, ce era, 1.30 parcă. Ceva de gen, 1.30 cred că am lansat eu, 1.30, 1.31 s-a lansat 01. Ca să vă faci voi idee de când să lucrează la arta asta. 1.30, sunt mulți care și-au cumpărat jocul acum recent care... Nici nu știu ce e 1.30.
Merge. Jocul din 1.36. În 1.36 aveam versiunea 0.3. Deci 3 versiuni în urmă. Ai făcut și cartierul de lângă piață în Râmnicu Sărat? Nu, în Râmnicu Sărat, efectiv, străpung Râmnicu Sărat cu DN2. Drumul de tranzit. Atât. O să fie în viitor drumul care duce la Brăila, dacă nu mă înșel. DN23, nu mai țin minte ce DN, dar na, ceva cu 2 în față. Așa bufte, așa, înțeleg și eu ce, la ce te referi, că altfel, dacă nu completezi toată așa, e greu să înțeleg ce vrei tu să spui acolo. Că... Poftea, până o să ajungem acolo, cred că Google Maps vă mai trece de câteva ori. Stai liniștit. Nu, momentan drumul ăla e lung, nu lucrează nimeni, deci clar nu e o chestie care va ieși azi, mâine sau poi mâine. S-ar putea să și schimbe modelul de lider printre timp. Opa, aici avem și o pădure. O, asta e very interesting. Se vede o pădurice. Pădurice destul de interesantă. Ok. Bine de știut. Toate la tipul lor, bufte. Dacă nu o să avem model exact, dacă considerăm că nu se merită să fie cu modelul fix la fix, o să fie ceva cât mai similar posibil. Dai seama că nu are nici sens să stai să faci clădirea fix 1-1 când știi că poate să-l demoleze oricând și să facă altul sau... siguranță o să demoleze și o să fac altul viitor. Deci... na. Bun, stați așa că aici am o firmă cu roșu. Ce-i asta aici? Iar e la intersecție cu Zlobuzia. Ce e asta aici? E o mega firmă roșie. Are o intrare, dar nu-i finalizat, cred. În septembrie nu era finalizat. Cine știe ce? Azi n-am nici punct pe maps. Dar văd că are accesul pe altă parte. Pe drumul județean.
and get hit in my section at 12. Gonna find your ass way in New Orleans. Watch out a bit, I'm jugging. Dissect your head if your hand in my put and put two in your man. If your man keep a... Da, chiar aici mi se pare că ăsta drumul... Da, uite aici A7-le. Da. Stai să văd unde mai avea A7 noduri rutieri, că nu mai țin minte. Yes. Să vedem. Deci avem la căiat aici, da. Aha, și mai e și unul aici. Ok. Deci o posibilă legătură în viitor cu DN2, asta de județean. După aia avem direct la Focșani. Ok. Văd că aici am niște firme. De firma asta nu știu ce-i cu ea. Văd că are un mic acces aici, dar e pare pustiu. Și accesul principal aici e ăsta, să vedem pe maps. Poate ne zice ceva pe partea asta la întâi. Ia. Yeah. Na, absolut nimic. Centrul Bucureștiului îl faci? Momentan, nu. În viitor, posibil să facem și ceva și din centru. Avem service camioane, încă un service. Wow. Bine, serviciul de aici o să leg de... Asta cum se cheamă? De urechești. Asta de aici, asta, vedem, cred că o să leg de Golești. Deci ca idee, băieți, noi suntem... Podul nostru e ăsta aici. Ăsta. Urmează intersecția asta. E podul cu magistral. Vedeți că aici e mult mai larguit. Și vedeți, sunt două poduri separate. Aici e tot unul lipit. Deci da, am desenat eu bine. L-am făcut separat. Ok, spațiu între ele. Na. Wow, câte linii văd aici. Vale, le văd. Uitați voi ce aici câte... Durere de cap, mi s-ar și aici mai am o intersecție în T, uite aici. Și asta trebuie să fac oameni. Ba nu, asta de aici. Tot așa în T. Mi-a și aici. Bun, deci avem ieșire aici. Sau să... Da, stai așa. Ah, am și drumul ăsta. Oh, și aici mai am ceva la Cotești. Se poate face dublă legătură aici. Și aici, și aici. Interesant. Nu prea este asemănător partea de la ieșire de pe centura Bucureștiului spre una. Știm că centura Bucureștiului are nevoie de îmbunătățiri și o să lucrăm la chestia asta. Suntem conștienți. Acolo s-a lucrat un pic în grabă, ce-i drept. Nu e nicio problemă. O recunoaștem. O să toată zona o să aibă parte de îmbunătățiri pe viitor. Viitorul destul de apropiat, pot să obțin. Da. Dacă încoace drumul efect duce nicăieri. Duce... Asta poate să fie o centura Focșanului pe aici, așa. Yeah.
drumulețele astea. Hai, pentru ce, mă? Bun. Deci aici noi trebuie să prevedem un drumuleț. Vă cam și niște firme aici destul de... Ia, serviciul ăsta? Service auto camion. Bă, n-arată rău. Ce poate realiza asta? Dacă nu realizez acum viitor, sigur asta. Aș vrea să văd firma asta, ești chidita mai firma. Trebuie să-i fac intrare pe partea asta la asta. Mulțumim, mulțumim, Alexandru, mulțumim. Apreciez. Știm că arta nu e perfectă, clar. Asta nu e nicio problemă. Am spus-o și o să mă repet. Arta asta nu e perfectă. Din acest motiv mai e o grămadă de muncă. Sunt zone care mai trebuie retușate, sunt zone care trebuie refăcute, chiar e, na. Bun. Aici trebuie să facem asta. Sunt lângă Focșani aici. Sincer, la mașini de trafic astea nu mă pricep de ce sunt de minți. La alea nu mă pricep și nu prea aș vrea să mă bag pe așa ceva, pentru că decât să fac un lucru făcut prost, mai bine nu mai fac, știi? Eu așa gândesc. Da, dar nu există model de ISCTR în momentul de față pe arta asta. Asta încerc să zic. Trebuie făcut un model. Și nu mă pricep să fac modele de mașini. Asta e toată faza. Poate o face cineva un mod cu așa ceva. Dar repede, dacă este un mod care să implementeze chestia asta, eu unul nu mă bag pe așa ceva, repede, nu.
unde nu cunosc, nu mă bag. O fac un pic. Hai că avem un drum ce? Pavele. Bocșani 5. Ceava 2-5-8. București 1-7-2. Râmnic Sărat 3-2. No, deci până aici mai avem două borne în mod normal, nu? Hai să văd unde sunt bornele respective. Dacă pierdem bornele, s-a zis. A, dar nu, e doar asta de pe pod. Ok, da, n-are cum să fie mai mult în așa puțin spații. Cause I'm loving it, feeling it, catch me and being it, see what I see in it, I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go, oh lord, think you know what I'm like, what you down for, you lose era, control, era, what? Bittersweet, melody, da, when I'm crisp, 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 when 7, aici trebuie să fie 3. Aici așa. 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 Hai să vedem și cu AIU. N-ai cum, Gheorghe, pentru că arta se reste la altă seara. De arată așa la lumea, că ai spațiu să realizezi controlul. Și în plus, ai modele. Noi am făcut 1000 de modele. De-aia, arta asta e ce trebuie și arta streseului e. E, depinde din ce punct de vedere o iei. La 1.19, na, puteau să fac și ei ce drept, mult mai multe, dar... Nu arată nici așa, n-aș putea să zici, bă, ce putea și că au bătut joc. De unele zone, da, și-au bătut joc, de ce să mințim, dar da, de altele, cât de cât, mi se pare ok.
West Balkans? Nu cunosc bine. Sincer, n-am jucat niciodată pe West Balkans. Deci nu-l cunosc. Nu cunosc DLC-ul, nu m-am plimbat pe el. L-am cumpărat doar pentru că trebuie modelele din pentru a lucra la art. Sincer. Deci na, țac. A, nu doar că avem firmele, avem și trailere, remorci făcute exact ca cele din realitate sau dacă nu la fel ca cele din realitate, că nu poate firma respectivă nu are efectiv niște remorci standard. Sunt acolo niște remorci custom care, na, au și alea rostul lor. Popșan vine ajut. Dar noi cu drumul ăsta momentan o să ne oprim la Popșan. După aia o să ne băgăm pe alte zone. În 08 nu va fi Focșan Bacău, nu știu ce va fi băieți în 08. În 08 vedem pe parcurs. Hai să-mi dacă băieții mei să înțeleg cât de cât bine. Probleme. Unde e băiatul meu? Am ține drept, ok. Hop, aici uite să ridic un pic. Ok.
Ok. Deci aici mai trebuie un punct. Așa. Buffs-a toate la timpul lor. Cum am zis, sunt zone care au nevoie de îmbunătățiri. Știm lucrul ăsta și o să vedem. Buftea, ce-i trasat n-are nicio relevanță. Noi trasăm să... La București s-au trasat multe lucruri ca să încadrăm București. N-are nicio treabă. N-are nicio. La cât avem trasate noi pe aici, avem trasat și Ploieștiu și... Multe avem trasate și Brașov, Făgăraș, tot ce vrei trasat, dar degeaba, momentan. Este o chestie de încadrare. Să te apuci de drumul Cluj-Napoca, deci. Man, nu pot să mă apuc de drumul Cluj-Napoca unde vrei tu, pentru că nu e când am ajuns la Cluj. Place intersecția? Place podul? Aute, manual făcut? Aaaa? Out. Asta a fost creația noastră în ultimele 2:50. Podul ăsta și Valea. Asta e podețul mic. Asta e micul pod. Asta e Dihania care ne sperie. Bine, mă sperie. Zic și eu așa. Se putea mai rău. Păi Antonium să se facă a zero. Bun, oricum băieți, eu cred că 3 ore de live pur de live sunt destul de deja. Era mă doare în gât și trebuie să mănânc, când n-am mâncat. O, salut domnul, dar acum intrați mă și voi, până acum unde ați fost? Falele! Aveți un timing să moară Jana.
out și pe unul, dar nu. Hai că da. Voi de unde veniți, domnilor, toți așa? Domnul 1, domnul 9, tu de unde apari? Ca Andrei, cam asta e ora lui. Dar nu, e că e târziu, mamă, e 9. Bă, e foarte 9 la mine, 10 la voi. Ce faci, domnul Andrei, pe aici? Nu ești la culcare? Nu mai faci murgat. Bă, trebuie să mănânc și eu, tat, n-am mâncat. Forță, echipe. Aute-i, mă. Se trage în voi, oficial. Ce petiție aici, nu e... Băi, aici nu e democrație, aici e cum e la Putin acolo. Se fac alegeri, dar tot cum vreau eu ies, nu? Nu-i problemă. Sau unii legende și ce faci schiz live. Băi, tragi like-ul înapoi? Aia e, atât s-a putut, înseamnă că nu-l merit. Aia e. Poate o să dea altcineva like în locul tău, domnul, nu-mi dă nou. Na, dacă ești hater, na, poate vine un fan să te înlocuiască, you know? Frumos? Bun, lăsând glumele la o parte, gata. Ne băgăm la aleală, că deja e 9. Eu am mâncat astăzi la ora 11 dimineața, 11 jumate și atât. Deci mi-e foame. S-a liniștit, Andu, că de aici noi glumim, râdem, glumim, nu-i problemă. Bun, băieți! Mâncarea în graș nu e bună. Dar bă, da, dacă nu bei, nu mănânci, nu nimic, mori. Pana mea. Și cine mai faci după aia până la Focșani? Faci tu domnul 1, domnul 9. Tu ai acolo deja. Stai liniștit. E nevoie și de mine aici să terminăm, nu? Lăsați! Bei, mă, tot nu. Da, mă, dar mor mai încolo, nu zilele astea, you know? Am și tot timp să ajung la Focșani, să fac Focșani ăla, e nebun. Faaa, ce oameni, mă, extraordinar. Extraordinar. Uitați, vezi și voi, ce echipa am eu aici, ha? Mamă, Milogia Team in action. Ha? Frumos. Și Milogul Suprem, eu tot aici, prezent. Bun. Acestea fiind spuse, băieți, vă urez în continuare o seară cât mai frumoasă. Dacă toți ați intrat pe live, puteți intra și pe Discord, domnilor de pe moderatori aici prezenți, așa. Mai stăm și noi la o vorbă dacă doriți, dacă aveți treabă, pana mea, nu vă pot obliga. Pentru ceilalți, băieți, vă mulțumesc frumos că ați fost astăzi alături de mine. Ne auzim în curând, cu bine! Toate cele bune! Salutare!